Primarul din Jupânești a fost lăsat fără consilierul personal, postul fiind desființat de consilierii locali. Acesta era ocupat de fosta primăriță a comunei Berlești, Maria Dumitrașcu, angajată de un an la primăria Jupânești. Consilierii locali au votat săptămâna trecută o propunere a viceprimarului de desființare a postului. Amendamentul a fost votat de 8 din cei 11 consilieri locali și a fost susținut inclusiv de aleșii PSD, colegii de partid ai consilierei lăsate fără post. Azi, edilul a mers la prefectura Gorj să atace hotărârea consiliului local. O să atacăm această hotărâre, am făcut și o verificare astăzi. Vreau să vă spun că acel post a fost votat ilegal, pur și simplu Consiliul Local a încălcat codul administrativ care spune clar că posturile se poate înființa și desființa doar de către primar. La propunerea primarului se poate modifica organigrama. Edilul susține că va organiza o nouă ședință și va pune pe ordinea de zi anularea hotărârii care l-a lăsat fără consiliera personală. Se va relua din nou inclusiv bugetul prin votul Consiliului Local. Așteptăm să vedem și verdictul de la prefectura Gorj. După ce ne vor da verdictul, o să cerem anularea. Ați solicitat un punct de vedere la prefectură sau? Da, am venit, am discutat, au zis și dânsul că este ilegală, ne vor trimite răspunsul zilele acestea. Primarul din Jupânești consideră ilegală hotărârea, susținând că modificarea organigramei nu s-a aflat pe ordinea de zi.